Federația Română de Handbal va organiza sezonul 2020-2021 al campionatului național Divizia A sub formă de turnee, după cum urmează. Două turnee a câte 6 zile, 3 etape, zi de pauză, 2 etape. Două turnee a câte 5 zile, 2 etape, zi de pauză, 2 etape. Turneu de baraj, 4 echipe, 3 zile. Data preconizată pentru începerea campionatului național Divizia A masculin este 17 noiembrie. Termenul limită până la care echipele pot să comunice dacă pot și sunt dispuse să participe în Divizia A este vineri, 30 octombrie.